formații nou promovate, aflate pe primele două poziții ale clasamentului, tot acolo în față. Cu 9 puncte se află și FCM Târgu Mureș, Unirea Alba Iulia pe locul 4 cu 6 puncte, FC-ul, FC Bihor și Voința Sibiu câte 4 puncte. Asta nu a fost de ajuns pentru că Miron a restabilit egalitatea. Intră Gogen Careu, șut la colțul lung și din 2 metri Bălace reușește să deschidă scorul pe fază. Silviu Bălace reușește după doar 3 minute să deschidă scorul aici pe stadionul Dampol Timișanu. Cursă excelentă a lui Petre Goge, a pătruns în careu, șut la colțul lung, cu toată poziția lui Călin Tiuț. Mingea a ajuns doar undeva în zona careului de 6 metri, îl vedeți în plan îndepărtat pe Bălace că atacă acel colț. A avut de îndeplinit o simplă formalitate Silviu Bălace, jucător ce sezonul trecut a reușit promovarea în prima ligă cu formația din Turnul Severin. Nu a mai fost păstrat în lot și a ales să se întoarcă la Timișoara. Cu Seichei, Boldea nu e offside, Boldea pasă pentru Goge, oprește mingea Goge, singur cu toată poarta goală în față, s-a repliat, excelent, vedem această pasă excelentă trimisă spre Boldea, decizie bună acestuia, Goge se oprește, îl triblează pe Tiuț. La un pas să se accidenteze. Bogdan Bucuric a fost. El a respins de pe linia porții. Pasă interesantă spre Boștină. Boștină în șut din prima și în fața golului 2-0. Petru Goge reușește să înscrie și cred că pune capăt dubilor asupra câștigătorului din acestei partide. Excelent fază de atac a bănățenilor, pasă pe culoarea lui Silviu Bălace, șut din prima lui Boștină. Din nou, în prima fază, Călin Tiuț se respinge, dar venit din linia a doua. Revedem încă o dată faza. Priminge de Tiuț, însă neatenția. Și acum șansă de 4-0, Boștină semnează dubla. Un gol la care portarul Tiuț nu a avut ce să facă, o combinație excelentă. Alexandru Boștină, preluare cu pieptul, a rămas singur cu portarul Călin Tiuț. L-a executat cu sânge rece, excelentă pasa lui Marco Enciu. O minge lobată lângă Schuller. Fără reacție, Edi Schuller. Și un șut frumos. Din drop. 4-0, așadar, spectacol. Și o lovitură de cap, excelent, trimisă de Mândrușcă. Înscriu jucătorii din Alba Iulia și golul de onoare. Pentru prima dată de la venirea de la CFR Cluj, lovitură de cap frumos plasată în stânga lui Mario Chirev. Nici nu mai au puterea să se bucure jucătorii din Alba Iulia. 4-1, goluri multe, un singur gol destul de puternic. Și în acest moment se aude fluierul de final al arbitrului Marian Balaci. 4-1 pentru Poli Timișoara, o victorie categorică a formației bănățene împotriva celor de la Unirea Alba Iulia.